Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Tu nu poți fi decât invidiată, pentru că te așteaptă o lună interesantă și incitantă. Luna mai îți va aduce o conștientizare clară a faptului că schimbările globale sunt chiar după colț. Așa că este timpul să ți rămas bun de la trecut pentru a arunca o privire îndrăzneață asupra evenimentelor intrigante ale viitorului. Fii pregătită pentru întorsături neașteptate, întâlniri interesante și oferte de muncă profitabile. Singurul lucru care te poate duce în rătăcire sunt problemele altora. Schimbări în viața ta personală pot veni în ultimul moment. Jupiter, care promovează cariera? părăsește constelația Taurului. Aceasta înseamnă că vei fi nevoită să te întorci la diverse probleme care au fost amânate din când în când. Cel mai probabil, mișcarea activă va fi înlocuită cu o perioadă de analiză și pregătire. În plus, din 10 mai până pe 3 iunie, Mercur retrogradă te va împinge să revizuiești ceea ce a fost implementat. Mercur retrograd începe în casa a doua astrogramei tale natale, Activând astfel temele despre finanțe și spiritualitate. Dragoste, în familia ta totul funcționează ca un mecanism bine uns, cu toate acestea, în luna mai pot apărea situații pe care nu le-ai prevăzut. Acum nu ar trebui să te amesteci în scandalurile și confruntările altora, mai ales pentru prieteni. În a doua jumătate a lunii pot apărea neînțelegeri pe baza geloziei. Încearcă să nu provoci noi dispute, chiar dacă dorești cu adevărat. Mulți tauri pot întâlni oameni interesanți. În luna mai, vei fi în vârful atractivității tale și, datorită carismei tale, poți începe rapid relațiile. În viața ta vor exista o mulțime de romanțe și întâlniri de flirt, trecătoare. Nu trebuie să sari direct într-o relație serioasă. Soarta îți pregătește o surpriză romantică interesantă. Sănătatea. În luna mai, te vei putea plânge de slăbiciune și amețeli. Trebuie să verifici sistemul vascular și să faci o întâlnire cu un nutriționist. Persoanele în vârstă își vor aminti bolile cronice. La mijlocul lunii mai, va exista un vârf de exacerbare a bolilor de lungă durată. De asemenea, trebuie să monitorizez tensiunea arterială, care va sări din când în când peste valorile maxime. Nu uita să-ți iei medicamentele pe care medicul ți le-a prescris. Mai, este o lună grozavă pentru a începe să faci sport. Începătorii pot încerca yoga, pilate sau doar mersul pe jos, iar un jogging de dimineață nu va strica. Și asigură-te că ți amintești despre exercițiile de dimineață. Sportivii pasionați vor dori să încerce ceva nou. Dacă vrei să-ți schimbi imaginea, atunci fă-o după 20 mai. În acest moment totul se va desfășura pentru tine în cel mai bun mod banii, mulți tauri pot observa că au devenit prea împrăștiați, oboseala ta acumulată își face vizibile efectele. Dacă este posibil, ia o vacanță și odihnește-ți mintea și corpul, dar pentru cei care au o situație financiară dificilă, soarta le pregătește o nouă surpriză veți întâlni o persoană influentă care vă va oferi un job profitabil part-time. Îți vei îmbunătăți considerabil situația financiară până la începutul lunii viitoare și vei putea să ți ai rămas bun de la vechile datorii. Întreprinzătorii individuali ar trebui să se gândească la cum să și facă afacerea mai bună și mai interesantă. Atrage oamenii noi, dezvoltă o strategie s-ar putea să trebuiască să te uiți la ceva de la concurenți. Îndreaptă-te spre succes prin orice mijloace. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!